obiceiurile sunt acțiuni pe care le-ai repetat de atât de multe ori încât nu mai necesită foarte mult efort și capacitate de gândire. Succesul în orice domeniu necesită perseverență, așa că dacă vrei să fii bun la ceva, trebuie să fii consistent. Astfel, ai absolută nevoie de obiceiuri, așa că astăzi vom vorbi despre 4 obiceiuri pe care eu le-am implementat în viața mea acum vreo 2 ani, care m-au ajutat să progresez enorm ca persoană. Să începem! Primul meu obicei este cititul. De ce e important să citești? Pentru că te ajută să-ți formulezi propriile idei. Acest lucru nu se întâmplă atunci când citești efectiv cuvintele din paragraful unei cărți, ci atunci când le contemplezi. Ador momentul ăla când citesc ceva și simt că nu înțeleg ce idee a vrut să transmită autorul. Apoi, mai citesc încă o dată fraza respectivă, las cartea jos, pun ochii în tavan și după câteva secunde zâmbesc pentru că tocmai am înțeles ceva la care nici măcar nu mă gândisem. Ei bine, așa se schimbă perspectivele, așa se schimbă ideile vechi cu unele noi mai bine definite și mai bine articulate. Acesta este adevăratul rol al cititului, să schimbe perspectiva. Dar ai putea spune, de ce să citesc? Mai bine mă uit la un film, e mai rapid. Și filmele pot îndeplini acest rol, doar că nici pe aproape la fel de bine, pentru că într-un film acțiunea curge mult mai repede decât într-o carte și e greu să recepționezi mesajul, da, păi să-l și înțelegi. În schimb, când vine vorba de o carte, poți să pui pauză, să interpretezi ideea și să o întorci pe toate părțile, dar la o secvență dintr-un film nu ai timp, pentru că imediat o să urmeze alta. E bine, dacă nu vrei să-ți asumi propriile responsabilități și vrei să fii condus și manipulat de oameni cu intenții rele, probabil n-ar trebui să-ți dezvolți propriile idei, n-ai nevoie de ele. Dar dacă ești hotărât să deții controlul și să nu fii călcat în picioare, ai face bine să începi să cauți informații și cunoaștere, iar cel mai bun loc pentru asta este cartea. Al doilea obicei pe care trebuie să-l implementezi neapărat în viața ta este să faci mișcare. Ce-mi place mie cel mai mult în legătură cu mersul la sală este că atunci când am o zi proastă, dar merg și trag de fiare o oră, pot spune că măcar am făcut ceva productiv în ziua aceea, am făcut ceva pentru mine. Sportul este un aspect important în viața mea încă de când eram mic. Te disciplinează pentru că trebuie să joci după un anumit set de reguli ca să câștigi și trebuie să depui orele de antrenament ca să te perfecționezi, în special dacă practici un sport de performanță. Eu nu fac sport de performanță, în schimb am avut un cel atunci când am mers prima dată la sală și anume să arăt cel mai bine dintre prietenii mei. De aceea cred că e foarte important să-ți creezi un obicei din a face mișcare, pentru că așa cum am spus, te disciplinează, schimbă percepția celorlalți despre tine, dar și pe a ta, e bun pentru sănătatea și starea ta de spirit. Ce să vrei mai mult de atât? Al treilea obicei este să ieși cu prietenii în mod regulat. Alt lucru care îți va îmbunătăți starea de spirit este o ieșire cu prietenii și trebuie să faci un obicei din asta. Sunt perioade grele și pline de suferință în viața oricărui om, oricât de multe măsuri ai luat ca să le previi și e foarte greu să treci singur prin ele, cu bine. E nevoie de cineva care să fie alături de tine, să te încurajeze și să te ajute, persoane cărora să te deschizi. De aceea e crucial să menții o relație apropiată cu persoanele care aduc valoare în viața ta și fă-ți un obicei de a acorda timp măcar o dată pe săptămână unei ieșiri cu prietenii, familia sau partenerul și asigură-te că îi ții aproape de tine mult timp dacă vei succes în domeniile importante pentru tine. Și în final, al patrulea obicei pe care trebuie neapărat să-l implementezi în viața ta este să lucrezi la visul tău. În fiecare zi, fă-ți un obicei din a lucra pentru a ajunge cu un pas mai aproape de visul tău, oricare ar fi acela. În fiecare zi, întreabă-te ce aș putea să fac mai bine ca să ajung unde îmi doresc. Și când găsești răspunsul, depune efortul pentru a transforma în realitate. Nu fii atât de sigur pe tine de fiecare dată, e bine să te îndoiești de tine din când în când dacă vrei să evoluezi. Analizează aspectele care nu merg bine în viața ta și fă primii pași pentru a le îndrepta. O să întâlnești obstacole pe parcurs, dar nu-ți pierde speranța. Reamintește-ți care e scopul tău și de ce vrei să-l atingi. Ia-o pas cu pas și fii consistent, pentru că ce-ți dorești cu adevărat nu e ușor de obținut. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune o reușită în orateu! Pa, pa!